Vă salut, dragi prieteni, la o nouă lecțiune. Astăzi avem a doua lecțiune cu titlul Cuvântul plin de putere al lui Dumnezeu. Textele cheie pe care se bazează această lecțiune este de la Psalmul 51 cu 10, care spune astfel: Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Iar un text din Marea Luptă ne spune astfel: Ispitele par adesea irezistibile, pentru că prin neglijarea rugăciunii și a studiului Bibliei, cel ispitit nu poate să-și amintească cu ușurință promisiunile lui Dumnezeu și să-l înfrunte pe Satan cu armele Scripturii. Pe aceste două texte se bazează lecțiunea noastră de astăzi. Îl avem ca invitat pe fratele Adrian. Te salut! O să aud și eu. Noi îi vom discuta despre Cuvântul lui Dumnezeu și vom încerca să descoperim ce vrea Domnul să ne învețe astăzi. Primul subtitlu al acestei lecțiuni este Soldați ai Crucii. Iar prima întrebare sună astfel: De ce anume trebuie să fim în mod constant conștienți în timpul staționării noastre pe pământ? Și a doua parte, din această cauză, cu ce compară Pavel viața unui creștin? Din cauza că în lume există un vrăjmaș care este gata întotdeauna ca să ucidă, să fure, să facă rău pentru creația lui Dumnezeu, pentru oameni. Mai ales bătălia sau lupta care o duce, el este împotriva creștinilor, celor ce cunosc pe Iisus Hristos și îl urmează. În 1 Petru spune că trebuie să fim treji, să veghem, fiindcă el este semănat ca o fiară care dă târcoale și ca un leu care e gata ca să înghită. Și acest simbolism înseamnă că, adică, el n-a să ne mănânce de vii, dar în chip spiritual, adică noi suntem în primejdie de a fi înghițiți de el pe planul duhovnicesc, adică, și trebuie să fim treji în privința aceasta, ca să putem sta potriva lui. Cu ce compară Pavel viața unui creștin? Ca unui ostaș care trebuie să stea de gardă și să-și păzească sufletul, mintea, de tot ce este în lume, toate măgirile și pericolele care apar din partea lui. Aceasta noi trebuie să avem în seamă și să fim întotdeauna gata că suntem împotrivă. Deci viața unui creștin este întotdeauna o viață de luptă continuă, în care noi trebuie să, la sfârșitul acestei lupte, noi trebuie să fim învingători prin sângele Domnului Iisus Hristos și cu ajutorul Său. Da? Ne aflăm pe o câmp de luptă. Măcar că acesta nu este în realitate, dar în viață unde ne aflăm, suntem ostași în câmp de luptă. Și Satan nu luptă cu toți. Deci atacurile și lupta care o duce este contra creștinilor. Și noi dacă ne simțim că suntem pe această câmp de luptă, adică nu putem să stăm în nepăsare, noi trebuie să luptăm. Dar permanent peste noi, ca și creștini și chiar și peste toți oamenii, vin multe ispitiri cauzate de Satan pentru a ne pierde de pe calea noastră, de a birui aceste lucruri. Dar vedem că Dumnezeu ne dă putere de a birui toate aceste ispite și pentru a putea le descoperi. Satan multe uneltiri face și sunt foarte greu de descoperit ce este uneltire, ce este lucru bun. Dar vedem că prin scripturile care Dumnezeu ne le-a lăsat pe acest pământ, avem suficiente lucruri care ne pot ajuta ca noi să descoperim o minciună, o ispită, o falsitate. Vom trece la a doua întrebare. Doar cum putem fi victorioși la sfârșit din această luptă? Mai departe, Pavel multe îndemnuri a scris fraților pe când era în viață, trăia, și epistola către Efeseni, el îndeamnă pe biserică ca să ieie tot armatura lui Iisus Hristos. Acolo include mai multe echipament care trebuie să-l folosim. Deci vreau să
enumer câteva. Să fim mijlocul încins cu adevărul și îmbrăcați cu plătoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestor să luăm scutul credinței, care vom putea stinge toate săgețile răzătoare ale celor rău. Și la urmă să luăm coiful mântuirii. Aceste armură care trebuie să aibă toți creștinii, are o semnificație duhovnicească de fiecare din ele. Și foarte des se accentuează anume pe sabie spirituală, care este cuvântul lui Dumnezeu, și adevărul, cei mai principal, adică care noi putem lupta. Bariera. Care foloseau în trecut romanii, el folosea acel exemplu. Deci, nu ostașii din timpul nostru, în timpul lui. Deci, cum erau ei îmbrăcați și el toate acestea le petrece în mod spiritual. Cum luptau ei și noi acum. Deci, ca să avem această biruință și să stăm tare contra acestei bătălii, atacuri care vin din partea lui, noi trebuie să avem adevărul. Este și în limba rusă, se spune că cine are tot adevărul are sub stăpânire întreaga lume. Este așa o zicală care spune. Numai noi dacă avem adevărul curat, adică noi nu ne avantăm ca să toată lumea să ocupăm, ci să o evanghelizăm toată lumea, deci cu adevărul care avem. Aceasta va fi biruința, adică dacă ne vom salva sufletele noastre și pe cei ce ne înconjoară. Aceasta este misiunea ostașilor creștini și cu aceasta noi vom putea birui întunericul. Exact. Vom trece la următorul subtitlu, putere în cuvânt. Prima întrebare spune astfel. Cât de pătrunzător este cuvântul atunci când este cu adevărat primit în suflet? Cuvântul lui Dumnezeu primit în suflet, el într-adevăr, dacă este primit în sufletul lui, în sufletul celui care îl dorește, el va pătrunde în orice clietcă, în limba rusă, în limba română, celulă a trupului nostru. Asta se înseamnă cum ar fi o mâncare. Știți, dacă mâncăm o mâncare și eu vorbesc de mâncare sănătoasă, ea hrănește toată celula din corpul nostru și ne duce folos. Așa este și cuvântul lui Dumnezeu. Dacă noi nu pur și simplu îl citim și peste câteva secunde, minute, noi l-am uitat acest cuvânt. Dar îl citim ca el să ne străpungă tot corpul nostru, mintea noastră. El merge prin noi. Noi trăim acest cuvânt. Atunci, într-adevăr, va fi, cum spune Apostolul Pavel către evrei, va ajunge să străpungă, adică măruntaile, da, cum spune aici, da. Că să disparte sufletul și duhul, închiditorul și mădăva, judecă simțurile și gândurile inimii. Acest efect va avea cuvântul lui Dumnezeu asupra noastră, dacă noi vom absorbi ca ceva care avem nevoie. Deci se poate întâmpla ca noi, numai noi știm ce simțim noi, omul vede doar ceea ce noi vrem să arătăm. Dar putem fi oameni cu două fețe, deseori. Adică se poate întâmpla. Și vedem cât de tăios, cât de adânc a pătrunde acest cuvânt, încât dacă lăsăm să lucreze noi, acest cuvânt ne face să înțelegem că a fi dublu, avea alte simțiri decât cele care le arătăm nu sunt bune. De aceea Dumnezeu este plin de har, deoarece prin acest cuvânt al Său chiar ne salvează pe noi înșine. Ne ajută să înțelegem unde suntem greșiți, ce trebuie să renoim în noi, cum trebuie să ne raportăm în viitor.
Adică ne ajută să ne schimbăm viețile noastre, cu alt cuvânt. Bun gând, vreau să spun. Da. Cuvântul, dacă este, cum am spus, absorbit în noi, el nu ne va da nouă să fim pasivi, indiferenți. Nu ne va da pace. Adică vreau să spun că nu ne va da pace ca să fim liniștiți când suntem împăcați sau avem probleme spirituale. Adică el ne va face o războiul despre care noi vorbim, lupta se petrece înăuntru nostru. El nu ne va da liniște, deci va lucra înăuntru nostru. Așa este cuvântul lui Dumnezeu. Și aici iar ne mai spune un text foarte important. Cum este omul și cum este după ce cunoaște cuvântul. Și spune da. Așa textul. Cuvântul îl face umil pe cel mândru, îl face blând pe cel căit și rău și depravat. Și ascultător pe cel neascultător. Deci cuvântul ne ajută să ne schimbăm total caracterul nostru. Exact opusul a ceea ce trăim, cuvântul ne ajută să îndreptăm. Vom trece la următoarea întrebare. La început, cât de repede a creat cuvântul cerul și pământul? Dumnezeu este atotputernic și El n-a avut nevoie de mult timp. Sau sunt mulți care spun că mii de ani a avut nevoie ca să facă planeta noastră și tot ce se află pe planeta noastră. A spus și a apărut. Din nimica Dumnezeu a făcut. Noi oamenii, chiar dacă facem ceva, poate lucruri care, noi avem nevoie de materie ca să facem acest lucru. Dumnezeu a făcut din nimic. Da. Aceasta este foarte interesant. Chiar următoarea întrebare ne va ajuta să înțelegem mai mult. Din ce a creat Dumnezeu ceea ce astăzi se vede. Că în principiu aceasta este marea minune. Da? Din ce material a creat Dumnezeu lumile folosind cuvântul său? Și a doua parte, după ce a creat lumile, a lăsat Dumnezeu creația sa să se susțină singură? Apostol Pavel mai departe spune către evrei, prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Deci tot ce este ceea ce a făcut a fost făcut din ceea ce nu se vede. Este o întrebare care ne pune pe gânduri și noi nu avem răspuns la așa întrebări. Adică din ce a fost făcut pământul nostru? Noi ca oameni nu putem să dăm lămurire la aceasta. Pentru că noi suntem materialiști, noi trebuie să înțelegem, am luat de aici, am făcut aceasta. Dar când apare din nimic ceva, aceasta cum ar fi o poveste, o minune care apare din nimic. Și noi nu putem înțelege aceasta, dar trebuie să creștem așa cum este scris, din nimic a apărut. Da, acesta este și secretul. Prin credință credem că acest cuvânt, această lume a fost făcută, creată prin cuvântul lui Dumnezeu, prin credință. Mulți, într-adevăr, cum ați spus, mulți cred numai dacă văd, mulți cred ceva numai dacă este făcut din ceva ce se vede. Dar vedem că Dumnezeu pune accent pe faptul că să credem așa cum El a creat. Astăzi, savanții, într-adevăr, vor să descopere cum a fost lumea, cum a fost creat toate lucrurile. Și, într-adevăr, nu este lucru rău să știi cum au fost create, dar omul nu are toate dovezile, nu are toate răspunsurile. Și când se întâmplă ceva de genul acesta, cum lumea a fost creată din lucruri care nu se văd, ar trebui să ne plecăm capetele și să spunem că Dumnezeu știe și atâta timp cât noi nu înțelegem un lucru, să spunem că Dumnezeu stă la crâma tuturor și să ne încredem în modul Lui de a crea lucrurile, așa cum El a făcut. Mintea noastră trebuie să ridice mâinile în sus și spui că eu nu pot da o lămurire. Deci, fiindcă, cum ai spus, chiar învățații și savanții, ce se străduie să lămurească toate aceste lucruri, ei
înțeleg că sunt nepădicioși în fața tuturor ce se trece, ce văd când mai ales se uită la ceruri, stelele, planete și așa mai departe, se simt nepădicioși, fiindcă n-are sfârșit, n-are granițe, n-are un perete, un mai departe, gata, acolo este și este de cercetat. Și nimeni nu poate da de un final, o lămurire. Da. Da, și vedem că după ce Dumnezeu a creat toate aceste lumi, El nu le-a lăsat singure. Tocmai El care a creat aceasta, tocmai El este și Cel care susține toate lucrurile cu puterea Sa în aceste zile. Datorită bunătății Sale, avem vegetație, apar frunzele, copacii înfloresc, dau rod, soarele apare, apune răsare, pământul se învârte și tot așa ciclurile acestea nu se întâmplă haotic, ci ele se întâmplă într-o ordine perfectă, una urmată de cealaltă. Dovesc că doar cineva incredibil poate să susțin toate aceste lucruri și să le ordoneze în așa măsură. Vom trece la următoarele întrebări din subtitlul Recunoscând păcatul. Prima întrebare. Care era dorința lui David după ce comisese păcatul împotriva lui Dumnezeu și împotriva Batșebei? Și aici, dacă se poate, aș vrea pe scurt să spuneți care a fost păcatul lui David cu Batșeba, după care putem să răspundem la această întrebare. David a recunoscut că este păcătos, a săvârșit un păcat îndoit, fiindcă nu numai că a luat o soție străină, dar și a ucis bărbatul. Oricum, el recunoștea că Dumnezeu este drept și a fost pedepsit după meritele pe care el le merita. Și el nu hulește pe Dumnezeu, nu își cere scuze, ci recunoaște dreptatea lui Dumnezeu și mărește numele Lui într aceasta, oricum. Deci el nu a vrut sub nicio formă să-și micșoreze vina. Da. El a recunoscut că a păcătuit. El era disponibil să primească hotărârea lui Dumnezeu, indiferent cât de grea este. Da. Și cu toate acestea, ce spune mai departe? Spune că spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea, curăță-mă de păcatul meu. Deci el simțea o povară a sufletului datorită păcatelor care le-a făcut. Păcatul disparte pe om de Dumnezeu. El simțea aceasta. Cu părere de rău, noi nu întotdeauna simțim noi. Facem păcat și se pare că totul e bine, nu s-a schimbat nimic în viața noastră. Da? Dar David nu era așa. El spune acolo mai departe în Psalmul capitolul 50, versetul 11. Deci el avea acest păcat și el era cu totul diferit de cum era înainte. Era posomorât, era întristat și el spune că întoarcem bucuria care a dispărut. El nu mai era doar bucuros și era în tânguire și în necaz. Și el spune că, Doamne, întoarcem bucuria care era odată și iartă-mă. El dorea această iertare și de a întoarce cele relații care le-a pierdut cu Dumnezeu, care erau mai înainte. Da, vom vedea mai detaliat chiar în întrebarea următoare, care ne descoperă mai mult despre căința lui David. Citind expresiile de căința ale lui David, care sunt păstrate în raportul divin, care au fost cele mai profunde preocupări ale sale, consecințele pe care le avea de înfruntat sau restaurarea relației sale cu Dumnezeu? Cel mai mult David dorea restaurarea relației sale cu Dumnezeu. Ceea ce că el era întristat și foarte mult a suferit din cauza păcatului care l-a comis, e o problemă, dar nu e așa mare problemă ca despărțirea între el și Dumnezeu. Din scrierile pe care el le-a scris în psalmii săi, deja în capitolul 51, acolo se vede clar că el era întristat și avea
cu totul o altă atitudine cum era înainte față de Dumnezeu. Și el scrie că întoarcem, făm să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Deci întoarce, mai departe spune, întoarce privire de la păcatele mele, stierge toate nelegiuirile mele. El simțea că păcatul apasă greu, ca un povară, și el nu poate mai departe să fie în așa relație. Și el dorea această curăție și această restaurare a relației care era pierdute. Aceasta este pentru noi un exemplu foarte mare, puternic. Deci să nu fim într-o indiferență, chiar dacă avem făcut păcat, să simțim că este problemă, trebuie rezolvat. Să nu ne purtăm ca când ar fi când nu avem nimic. Nimic nu s-a schimbat în viața noastră. Deci David simțea această problemă și el dorea această curăție. Să fie și la noi așa. Amin. Da. Vedem aici, David, după ce a păcătuit cu Batșeba, spune cuvântul, un an întreg David a trăit cu acest gând, cu acest păcat mereu înaintea sa și măcar că nu era niciun semn exterior al neplăcerii lui Dumnezeu în acel moment, dar încetul cu încetul David a văzut că relația sa cu Dumnezeu se înstrăina din ce în ce mai mult și așa cum ați amintit, el a simțit această rupere. Însă, ce se întâmplă cu noi? Dacă noi păcătuim astăzi, păcătuim permanent, da? Și necăindu-ne, avem marea posibilitate ca să ne împietrim inimile și nu mai auzim glasul Duhului lui Dumnezeu care vrea să ne reîntoarcă la rău. Da, păcatul nu numai că ne disparte, măcar că noi poate și nu simțim aceasta deodată, nu atragem atenția, nu se schimbă nimic în viața noastră. Numai dacă vom avea acele simțăminte mai apropiate de Dumnezeu, curate, noi vom simți această dispărțire, vom simți această lipsă. Dar dacă simțămintele noastre sunt dure și cu cât păcat mai mult facem, cu atât ele se fac mai dure și mai nesimțitori suntem. Da. Și asta este o problemă. De ce trebuie să păstrăm această legătură în permanență cu Dumnezeu, să fim cât mai aproape. Ce este plăcut la David a fost faptul că el nici de cum nu a vrut consecințele care Dumnezeu le-a adus asupra lui să dispară. Dar el a avut ca restaurarea relației sale cu Dumnezeu să fie dorința sa cea mai mare. Da. Nu ca și noi de multe ori astăzi. Sunt, ne temem de consecințe, dar suntem mai neatenți cu relația noastră față de Dumnezeu. Vom trece la următorul subtitlu, puterea de a schimba inima umană. Prima întrebare sună astfel. Ce oferă speranță despre posibilitatea de a transforma viața murdară, plină de păcat, într-o viață de puritate? Oferă puterea lui Iisus Hristos, jertfa lui care a fost adusă și dorința noastră. Dacă noi nu vom avea dorință, chiar puterea lui Iisus Hristos și jertfa lui, nu ne va face, nu ne va transforma și nu va fi niciun efect, o transformare sau în viața noastră. Dorința noastră de a conlucra cu El, de a conlucra cu El pentru noi. Deci Hristos nu are nevoie de conlucrarea noastră. Noi avem nevoie de a conlucra cu El pentru noi. Și trebuie să înțelegem că toți suntem păcătoși și toți avem nevoie de această putere. Și singuri noi nu avem putere și nu putem face nimic fără El. Este un gând foarte interesant care spune Ezechiel că va pune Dumnezeu înăuntru nostru un duh nou. Și noi vom putea să păzim poruncile
lui și să împlinim tot ce El a poruncit. Deci această putere sau acest Duh care Hristos ne va pune noi, este, da, Hristos o va face. Noi nu putem aceasta să facem, numai noi trebuie să-i dăm voie ca El să pună în noi acest Duh. Deci noi înțelegem că Duhul pe care Dumnezeu nou vrea să-L răstătărnicească în noi este mintea noastră, ceea ce avem noi, judecata noastră, care este plină și de murdării și păcate, trebuie transformat, șters, anulat totul și înnoit ca un computator. Fiindcă cu toată murdăria aceasta, să pui ceva nou este imposibil. Într-adevăr. Vom trece la următoarea întrebare. Care este singurul mod în care inima umană coruptă poate fi schimbată cu una care se delectează în neprihănire? Prin nașterea. Nașterea din nou. Cu aceste cuvinte, Iisus Hristos a adresat lui Nicodim. Dacă nu se va naște din nou, acel vechi om nu va fi niciodată lăsat sau nu vom putea scăpa de el. El se ține de noi, noi trăim cu el. Aș spune un pic altfel, adică noi avem două personalități, două naturi. Da? Da, este naturi, așa. Noi putem să fim și buni, putem să fim și răi. Adică putem să lucrăm, cum am vorbit și mai înainte, să fim fățarnici. Dar un om sau o natură trebuie să fie biruită. Adică să nu lăsăm ca natura cea rea să-și arate fața. Trebuie să fim cu o față numai, deci cu un om. Cum suntem înăuntru, așa să fim și din afară. Fiindcă această fățărnicie, ea nu poate să fie permanență, să trăim și fiindcă la urma urmei ea se va rata. Deci noi vom pierde toate relațiile și cu oameni, și cu prieteni, și la urmă și cu Dumnezeu, fiindcă dacă vom rămâne în această stare. Deci avem nevoie de această renaștere, să scăpăm de fățărnicii și de păcatele care le urmează. Într-adevăr, dacă omul are două naturi, una bună și una cea rea, dacă se amestecă împreună, depinde care parte o hrănim noi mai mult. Dacă hrănim partea rea mai mult, atunci cândva, cum ați spus, se va arăta și va fi un rău pentru noi cât și pentru celalți din jurul nostru. Dar dacă vom hrăni partea bună, atunci vom crește spiritual, vom crește, cum spune și aici, vom iubi lucrurile bune, nu vom mai deveni îngânfați, ci vom fi serioși, reținuți, pentru că și o mare problemă este faptul că noi nu ne reținem, adică chiar în vorbire, chiar în purtare. Natura rea de fel, firească, ea face ce vrea când îi place și cum îi place. Dar Dumnezeu pe noi ne învață să fim ordonați, să știm când să vorbim, să știm când să nu vorbim, să știm când să facem un lucru și când să nu-l facem. Adică Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii și dacă noi suntem născuți din nou, într-adevăr, cu un Duh nou, atunci vom urma aceste principii ale Domnului. Da. Știți, Pavel tot se lupta cu această problemă. El spune că vreau să fac binele, dar nu fac, ci fac ceea ce nu vreau. Deci sunt două naturi care se lupta. Exact. Aceasta a fost întotdeauna. Da. Dar la urmă urmei el a biruit aceasta. Și vom vedea și noi mai de următoarea întrebare. Care sunt dovezile acelei schimbări? Adică în urma schimbării noastre, fiind născuți din Duh, avem și câteva dovezi ale acestei lucruri, cum că noi suntem născuți din nou. Schimbarea se va vedea în viața noastră de toate zilele. Poți să fim noi cum în afară frumoși, îmbrăcați frumoși, curați, dar înăuntru să fim murdari și plin de păcate, cum numea și Iisus Hristos pe farisei, da? Aveau două naturi. Erau frumoși, făceau ritualuri frumoase, se închinau, dar înăuntru erau murdari. Dar, cum am vorbit noi la întrebarea precedentă,
ca să fim frumoși și înăuntru și în afară, trebuie să avem fapte bune. Fiindcă lumea va avea de a face cu noi, va vorbi cu noi, ne va stima, nu pentru ceea ce că suntem frumoși din afară, ci ceea ce iese dinăuntru nostru, faptele. Vom fi bucuroși, vom avea iubire, stimă, răbdare. În aceasta și se arată și aici sunt mai multe, natura bună. Da. Aici sunt chiar mai multe trăsături. Vom fi pașnici, vom fi buni, vom face bine, vom fi credincioși, vom fi blânzi, vom fi înfrânați, da, și chiar răbdători, îndelung răbdători. Adică când noi suntem născuți din nou, aceste dovezi își vor face apariția. Și prin aceasta, dacă noi nu vom avea aceste calități, se pune întrebarea cu ce ne vom deosebi de ceilalți oameni care nu știu pe Dumnezeu. Deci vom fi ca și ei. Și prin aceasta se va vedea că nu suntem ca și ceilalți oameni dacă avem aceste calități. Deci trebuie să le avem. Altfel nu putem fi creștini. Exact. Numele avem, da. Da. Vom trece și la ultimul subtitlu din această lecțiune, născuți prin cuvântul lui Dumnezeu. Prima întrebare. Ce are putere de a îndeplini o schimbare atât de radicală în inima coruptă a individului nelegiuit? Deci, cuvântul lui Dumnezeu este ceea ce poate să facă o schimbare în viața omului păcătos. Deci noi nu vorbim creștin, necreștin, în viața oricărui om. Numai trebuie de... Noi ne întoarcem iar de unde am început, deci la cuvântul lui Dumnezeu. Cum am vorbit la începutul lecțiunii. Cuvântul Dumnezeu se află într-o singură carte. Și aceasta este Sfânta Scriptură, Biblia. Și este important, anume, Biblia de studiat, fiindcă în această carte este descris caracterul lui Dumnezeu. Este descris cum Dumnezeu se descoperea în trecut cu copiii săi și cum își arăta iubirea sa, cum îi conducea, și aceasta ne îndeamnă și ne încurajează și pe noi. Deci alt ajutor sau alt conducător noi nu avem. Acolo găsim nădejde, ajutor, iubire și acolo este totul. Deci acolo trebuie să ne îndreptăm. Într-adevăr. Și vom trece și la ultima întrebare a acestei lecțiuni. Ce activează cuvântul în noi și de ce este atât de necesar acest lucru pentru o viață victorioasă? Și partea a doua, cum menținem același tip de victorie pentru restul vieții noastre? Cuvântul lui Dumnezeu, deci primind cuvântul lui Dumnezeu în noi, în noi se întărește credința. Așa spune și 1 Ioan, în epistola spune că cel ce este născut din Dumnezeu a biruit lumea. Și biruința aceasta este credința noastră. Noi vorbeam la început că trebuie să fim ostași, să fim luptători, și acum spune cauzele luptei noastre. Deci având doar credința. Și credința aceasta este biruința care vom avea la sfârșitul luptei noastre. Vom acumula această credință. Și se poate ca odată ce am primit cuvântul, credința a apărut în viața noastră, ne-am botezat. Este acesta doar ceea ce trebuie noi ca să facem, să fim victorioși în viața întreagă, adică botezul este ultimul lucru care noi trebuie să-l facem în viața noastră pentru a fi victorioși sau mai este și altceva? Deci această credință și care trebuie să fie noi permanent pe parcursul vieții noastre întregi. Ea nu poate să apară într-un moment și într-un moment să dispară. Deci aceasta nu va fi credință. Aceasta va fi un impuls care va dispărea. Dar credința adevărată se bazează numai pe cuvântul lui Dumnezeu. Și ea este alături de noi pe parcursul vieții noastre. Și cu ea vom putea ajunge la mântuire
și birui, cum spuneam, toate obstacole și primejdele care vin din partea satanei. Altfel, fără credință, nu vom putea face nimic. Adică, cu alte cuvinte, noi îl primim pe Domnul Iisus Hristos în viața noastră, dar trebuie pe parcursul vieții să continuăm să trăim cu El mai departe. Da. Doar făcând acest lucru, ne ajută ca să fim victorioși pentru restul vieții noastre. Noi am ajuns la sfârșitul acestei lecțiuni. Îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră. Mulțumim, Domnul! Dragi prieteni, noi am terminat această lecțiune a doua cu titlul Cuvântul plin de puterea lui Dumnezeu. Vă așteptăm data viitoare la o nouă lecțiune. Până atunci, numai bine!